pur și simplu ne-am pierdut speranța în generațiile care vor urma după noi. Nu cred că este corect ca rectorul nostru să susțină un ministru care nu știe să vorbească corect românești. Credeam că suntem o universitate de prestigiu care susține educația și care își dorește să fim elita țării noastre în materie de muzică. Am avut un șoc. Am avut un șoc pentru că trebuie să fie clar înțeles că noi o susținem pe doamna rector, cel puțin eu. Pentru că este un om extraordinar și niciodată n-am simțit că luptă împotriva noastră. Dar noi bănuiem că presiunile politice au făcut-o să facă această greșeală, de neiertat. Noi vrem să venim în sprijinul doamnei rector, în sprijinul conducerii universității și încercăm să-i convingem să se voteze în Senatul Universității noastre o rezoluție prin care doamna rector să-și retragă semnătura. Considerăm că e cel mai bun lucru pe care putem să-l facem și noi studenții putem să facem acest lucru. Rectorii sunt constrânși probabil, atunci noi studenții ne ajutăm rectorii să iasă din această situație total jenantă. În afară de asta, politicienii cam uită că instituțiile de învățământ nu înseamnă doar rectorii, înseamnă și studenții și noi spunem nu. Exact. Noi nu ne identificăm cu acest domn Valentin Popa, care acum este ministrul educației.